și bine ați venit la Biblioteca Comunală. Mă bucur că suntem împreună să sărbătorim pe marele poet rațional Mihai Eminescu. Mă bucur că ați venit cu toți aici. Am pus foarte multe scaune pentru că am crezut că o să veniți. Alaltă ieri, Gabi mi-a spus o poveste foarte simplă. Și că undeva în Arabia s-au urmat în câțiva ani și în satul ăla s-au adunat. Ei să roage lui Allah, totul Dumnezeu. Trebuia să facă un ritual. A doua zi, la ora 11, se întâlnesc, au venit tot satul, un singur copil a luat umbrela. Aia e adevărata credință. A crezut, el a luat umbrela și a crezut că o să plouă. Și am crezut că veniți foarte mult, mă bucur, că aproape toate scaunurile sunt ocupate. Sper să avem o seară foarte frumoasă. Vreau să vă întreb dacă e cineva care se grăbește. Nu e nimeni, da? Și altă întrebare. V-ați făcut temele? Nu? Ei, nu. E o discuție liberă, așa, între noi și... a fi foarte frumoasă. Am să-i dau cuvântul domnului Mitică, prima oară să spună o scurtă biografie a marelui poet. După care, fiecare va participa la această activitate. Vă mulțumesc! Seara și mă bucur că, iată, în seara asta, suntem trei generații care iubim pe Mihai Eminescu. Ca să fie mai bine înțeleasă opera lui, iau să fac un scurt istoric al perioadei în care a trăiat acest mare poet al nostru. Eminescu avea 9 ani când Moldova s-a unit cu țara românească și s-a format Principatele Unite. Dacă ne uităm pe hartă cum arătau Principatele Unite, era ca o semilună sau ca o virgulă, foarte urât arăta. Mărginile de Carpați, de Prut, de Dunăre la sud. Ori Eminescu a fost romantic, visător. El dorea o țară cum a fost Dacia odinioară, cu 2000 de ani aproape în urmă, o țară rotundă, frumoasă, ca o pâine bine dospită și bine coaptă, în care toată populația românească să trăiască liberă, în bună înțelegere și în prosperitate. Ori acest vis al lui s-a împlinit mult mai târziu, de-abia după Primul Război Mondial, când popoarele românești trăite în cele trei mari imperii care ne conjurau, Imperiul Țarist, Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic, au fost reunite într-o singură țară, frumoasă, rotundă, așa cum visa Eminescu, numai că condițiile vitrege ale istoriei au determinat că această frumoasă țară să dea numai 22 de ani. În anul 40, deci în 18 până în 40, vecinii au început să rupă câte o halcă, câte un darab de pâine, în această pâine frumoasă. Altfel, Basarabia a trecut înapoi la ruși, iar nordul Bucovinei, cu ținutul Herța, la fel. Bulgarii ne-au luat și ei o fărâmă de pâine Cadrilaterul și oricum a rămas așa cum este astăzi, destul de frumoasă. Spuneam că Eminescu dorea o țară frumoasă, o țară măreață. El, de aceea, în poezia Doina, și foarte sugestiv a dat denumirea de această poezie Doină, nu? E un cântec trist, un cântec dramatic. Și în versuri foarte frumoase, de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu poate străbate de atâta strănătate. Iată, prin aceste patru versuri, el a supărat cele trei imperii.
Imperiul Țarist, pentru că avea Basarabia, Imperiul Otoman, pentru că stăpânea Dovrăgea, și Imperiul Habsburgic, pentru că stăpânea Ardealul, Bucovina, Banatul, Crișana și așa mai departe. În perioada în care a trăit Eminescu, la noi în țară erau mari două partide. Partidul Conservator, care era de obicei Partidul Moșierilor, și Partidul Liberal, Partidul Burgheziei. Partidul Liberal era considerat mai, cumva mai evoluat, dornic de dezvoltarea țării, de industrializare, sistemul bancar și așa mai departe. Ori Eminescu, prin firea lui, el era tradiționalist și ținea cu Partidul Conservator și a fost angajat ziarist la ziarul Timpul. Aici el a criticat partidele, clasa conducătoare și a devenit un om incomod. Ca să poți distruge reputația unui om, cel mai simplu este să-i găsești o bubă, să spunem așa. Și s-a găsit. Hai să-l facem pe Eminescu nebun. Că dacă îl facem nebun, nimeni nu va da crezare spuselor sale. Profesorul Barbu de la Craiova a studiat în arhivele din Viena, Budapesta, așa mai departe, a scos niște documente inedite în care se dă totul peste cap. Ce am învățat eu, că Eminescu a fost bolnav de sifilis. E o boală foarte păcătoasă, care în faza terțiară dă niște sechele grave pe creier, omul nu mai judecă, creierul se dezintegrează treptat și duce la moarte. Ori, la autopsie care s-a făcut la moartea lui Eminescu, s-a constatat că creierul era perfect normal din punct de vedere anatomic, neavând aceste sechele de sifilis. Deci Eminescu nu a murit nebun. Dacă în prima fază Titu Maiorescu l-a ajutat foarte mult, material în special, adunând poeziile din publicațiile vremii și mănuchindu-le într-un volum de poezii, în ediția Princeps, la editura Socek, 64 de poezii au fost adunate și au avut un succes deosebit. Din 1000 de exemplare publicate, 700 s-au epuizat în câteva săptămâni. Și apoi au fost reditate și mai departe. Pe urmă, Maiorescu a fost cel care a dus la decesul lui. Deci i s-a înscenat această nebunie, a fost semnat un document, un bilet de internare de șeful de la Spitalul numărul 9 de la București, o zi înainte, și ca să poți fi internat la Spitalul de Psihiatrie, neavând familie, trebuia să fii trei martori. Ori în acești trei martori, unul a fost Caragiale, spre surprinderea tuturor. El s-a ascuns, săracul, în baia comunală, a fost luat, legat și dus la spital. Acolo a primit injecții cu arsenic și plus alte tranquilizante care l-au determinat, practic, i-au deteriorat starea de sănătate. Dar nu chiar așa de tare, pentru că după tratamente, el își revenea și iarăși lua activitatea. Iar a fost tot internat mai multe ori, până la urmă a primit o piatră în cap de la un bolnav psihic și totuși nu aceea a fost cauza morții. Cum spuneam înainte, la necropsie, lovitura fatală a fost la ceafă aici și nu în partea dreaptă pe care o primise. Deci, iată că este păcat ca așa un mare poet al nostru
să fie considerat și astăzi de majoritatea populației că el a fost nebun, că a murit nebun și așa mai departe. Și nimeni nu are, știu, curajul sau intenția de a clarifica odată și se dezmintă această pată, practic, să șteargă de pe memoria lui și Ivănescu să-și reintre în adevărata lui valoare, viața lui, așa cum a fost. Povestea Codrului, de Mihai Eminescu. Împărat slăvite Codrul, neamuri mii îi cresc sub poale, toate înflorind din milă Codrului Măriei sale. Lună, soare și lucefer, ele poartă-na lui herb, împrejurui are dame și curtenii din neamul cerb. Crainici, iepurii cei repezi, purtători îi sunt de vești, Filomelei țin orchestrul și izvoare spun povești. Auzem, în țărm de altul, legând vas de vas se leagă și în sunet de panfare trece oastea lui întreagă. Ieniceri, copii de suflet, aluai ala și spahii, vede întunecă pământul la rovine în câmpii. Răspândându-se în roiul, întind corturile mari, numai în zarea depărtată sună codrul de stejar. Iată oare și din gârle, apa sună somnoroasă, unde soarele pătrunde, printre ramuri aerunde, ia-n valuri sperioase se azvârle. La mijloc de codru des, toate păsările ies, din huceac de aluniș la voiosul luminiș. Luminiș de lângă baltă, care întrestia înaltă, legănându-se din unde, în adâncui se pătrunde. Și de lună, și de soare, și de păsări călătoare, și de lună, și de stele, și de zbor de rândunele, și de chipul dragei mele. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme au trecut. Și de când m-am depărtat, multă lume am umblat. Fac ce fac de mult, vara doi, n-am ascult, pe cărare spre izvor ce le-am dat-o tuturor. Codrule cu râuri line, vreme trece, vreme vine, tu din tânăr precum ești, tot mereu întinerești. Ce mi vrei? O rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. Îngerul meu blond, te-aș acoperi toată cu sărutări, cum argintari îmbracă cu pietre scumpe icoana Maicii Domnului, dacă ai fi de față. Aș face un gând dacă n-aș fi atât de gelos precum sunt. Tu îmi faci imputarea că nu vorbesc deloc de amor, dar tu nu știi că amorul meu e un păhar în adevăr dulce, dar în fundul lui e plin de amărăciune. Și acea amărăciune care îmi turbură purul amintirea ta e acea gelozie nebună care mă face distras. Trebuie să știi, Veronica, că pe cât te iubesc, tot așa uneori te urăsc. Te urăsc fără cauză, fără cuvânt, numai pentru că îmi închipuiesc că râs cu altul, pentru care râsul tău nu are prețul ce îl dau eu. Momoțelule, îți sărut mâinile tale mici și genunchii tăi, cu gropițe și gura ta cea dulce, și părul și ochii și coatele și toate, toate te sărut și te rog, te rog mult să nu mă uiți deloc, deși poate tocmai când vei ști că te iubesc, nu vei mai pune niciun preț pe iubirea lui Emin. Să nu trebuie să-mi fie iertată schimbarea tonului de la melancolie la rațiune. Criticilor mei, multe flori sunt, dar puține. Rod în lume o să poarte, toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. E ușor a scrie versuri când nimic mai aș spune, înșirând cuvinte goale ce din coadă o să sune. Dar când inima îți frământă, doruri vii și pate multe, și-ar o glasuri ataminte, stă pe toate să le asculte. Ah, atunci se pare că pe cap îți cade cerul, unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Critici voi, cu flori deșerte, care roade n-ați adus, e ușor a scrie versuri, când nimic nu ai spus. Motivul pentru care am ales această poezie. Suntem într-un context în care vedem că a fi român
nu mai înseamnă a fi român. Și atunci am spus că este un moment foarte bun, așa cum au spus și antevorbitorii, să ne ducem aminte ce înseamnă a fi român cu adevărat. Și apropo de cursul de Bizanț, și mai apoi în istorie, este un principiu al unității în diversitate și al unității în uniformitate. Am început prin a fi diversi. Am fost apreciați ca fiind diversi. Și acum începem să fim uniformi. Se taie capetele unui covoraș frumos, tradițional românesc, pentru a se încadra într-un tipar, într-un șablon rațional, care nu este neapărat a nostru. Astfel încât Bizanț după Bizanț, după cum spune și Iorga, suntem în Bizanț după Bizanț, unitatea în diversitate a funcționat, cea în uniformitate nu a funcționat. Dar ne întoarcem, văd că la uniformitate. Și atunci Eminescu este o pledoarie pentru unitate în diversitate. Pentru identitatea românească, pentru ceea ce suntem noi. De aceasta, această poezie. Mulțumesc! Doamna Liliana, câteva cuvinte, este colega mea de facultate, de an. Ia, Ișeluția Slovăț, te rog. Mulțumesc că n-am venit pe zi, dar am să vă recit din amintiri o poezie care are legătură cât de cât cu specialitatea. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit lumii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în zbor îndepărtări albastre, iar raza ei abia acum luci privirii noastre. Mă bucur că suntem astăzi împreună pentru asemenea părinte Mihai Eminescu. Deja când am spus Eminescu, parcă vocea a început să vibreze, să vibreze datorită îngărcăturii geniului Eminescu, operelor sale, gazetarului Eminescu și, în ultimul rând, cum s-a spus și aici, marelui român Mihai Eminescu. Eminescu ne-a deschis drum larg nouă literaturii române. Eminescu ne-a lăsat mai bogați. Și dacă aș pune întrebarea, oare cât de săraci am fi fără Eminescu? Dar cine este Eminescu? Cine este omul Eminescu? Așa cum spunea și el în poezie, un băiet ce putrăiera păturile și apoi a plecat către străinătăți, Cernăuți, Iași, București, Viena și apoi s-a întors. Eminescu, ca să aflăm despre omul Eminescu, trebuie să citim contemporanii săi. Unii au scris că l-au cunoscut pe Eminescu, alții nu l-au cunoscut, dar au scris. Din fericire, au scris și unii care au fost prieteni adevărați lui Eminescu. Eminescu ne-a lăsat nouă atâtea lucruri frumoase. Eminescu a iubit această țară, România, și închei cu titlul poeziei atât de frumos lăsat nouă. Ce-ți dorești o ție, dulce România? Mulțumesc! Gânduri dedicate marelui poet, publicate în revista de artă și cultură Iosif Urcan. Națiunile își caută întăriri prin marele lor spirite. Noi îl avem pe Eminescu drept sfânt protector. Românule, apropie-te de Eminescu și vei fi puternic. A vorbi despre Eminescu înseamnă pentru un român a se cerceta pe sine, a se închipui și ipostazia la puterea maximă a virtuozității neamului său, Nicolae Steinhardt. Mihai Eminescu e cel dintâi român, al cărui crește primește binecuvântarea din cer, dar ale cărui picioare sunt înfipte până la glezne în pământul strămoșesc, Octavian Goga. Umbra care trepte înalte suie, dăruind azur din mâini subțiri, sfânt bătut pe veacul tău în cuie, scânteind înalt din răstigniri, Radu Gir. Mihai Eminescu este oda patriei, psalmul neamului, și doina națiunii dacoromâne. Constantin Nistoroiu. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată,
și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e crăiasa între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți ia pasul și-l îndreaptă, lângă fereastră unde în colț luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe mări răsare și străluce, pe mișcătoarele cărări corăbii negre duce. Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata, el iar privind de săptămâni îi cade dragă fata. Cum ea pe coate rezema, visând alee tâmple, de dorul lui și inima și sufletul se umple. Și cât de viu se aprinde el în oricare seară, spre umbra negrului castel, când ea o să-i apară. Și pas cu pas pe urma ei alunecă în odaie, țesând cu recinii scântei o mreajă de văpaie. Și când în pat se întinde drept copila să se culce, întinde mâinile pe piept, închide geana dulce. Și din oglindă luminiș pe trupul se revarsă, pe ochii mari bătând închiși, pe fața ei întoarsă. Ea-l privea cu un surâs, el tremura în oglindă, căci o urma adânc în vis de suflet să se prindă. Iar ea, vorbind cu el în somn, oftând din greu suspină. O, dulce al mele domn, de ce nu vii tu, vină, cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe-o rază, pătrunde în casă și în gând și viața luminează. El asculta tremurător, se aprindea mai tare și se arunca fulgerător, se cufunda în mare. Și apa unde a fost căzut, în cercuri se rotește și din adânc necunoscut, un mândru tânăr crește. Ușor el trece ca pe prag, pe marginea ferestrei și ține în mână un toiag încoronat cu trestii. Părea un tânăr voievod, cu păr de aur moale, un vânăt giul se încheie nod pe umerele goale, iar umbra feței străvezii e albă ca de ceară, un mort frumos cu ochii vii ce scânteie în afară. Din sfera mea veni cu greu ca să te ascult chemarea, iar cerul este tatăl meu și mâna mea e marea. Și se tot duce, s-a tot dus, de dragul unei copile, s-a rupt din locul lui de sus, pierind mai multe zile. În vremea asta Cătălin, viclean copil de casă, ce umple cupele cu vin mesenilor la masă. Un paj ce poartă pas cu pas, a împărătesei rochii, băia din flori și din pripas, dar îndrăsneț cu ochii. Cu obrăjei ca doi bujori, de rumeni bată-i vina, se furișează pânditori privind la Cătălina. Și ce frumoasă se făcu și mândră arză focul, ei Cătălin, acu-i acu ca să-ți încerci norocul. Și întreacă-t-o cuprins Selin într-un ungher de grabă. Dar ce vrei mări, Cătălin? Ia du-te vezi de treabă. Ce voi? Aș vrea să nu mai stai pe gânduri totdeauna, să râzi mai bine și să-mi dai o gură, numai una. Dar nici nu știu măcar ce-mi cer. Dă-mi pace, fugi departe. O, de luceafărul din cer m-a prins în dor de moarte. Dacă nu știi, ți-aș arăta din bob în bob amorul, ci numai nu te mânia, ci stai cu binișorul. Cu vânătorul întinde în crâng, la păsăreie lațul, când ce-o întinde brațul stâng, să mă cuprins cu brațul. Și ochii tăi nemișcători, sub ochii mei rămâie, de te înalte sub suori, te înalță din călcâie. Când fața mea se pleacă în jos, în sus rămâi cu fața, să ne privim nețăsios și dulce toată viața. Porni luceafărul, creșteau, în cera lui aripe, și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de desubt, deasupra cer de stele, părea un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin ele. Și din ahausului văi, jur împrejur de sine, părea ca în ziua cea dintâi, cum izvorăsc lumine, cum izvorând îl înconjor, ca niște mări de anotul, el zboară gând purtat de dor, pâmpiere totul totul, căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște, și vremea încearcă în zadar, din goluri a se naște. Nu e nimic și totuși e, o sete care îl soarbe, e un adânc asemenea uitării celei oarbe.